The Like sau Vin după tine. Cele mai bântuite locuri din lume. 10. Casa Vilisca, statul Lova. În anul 1912, micul oraș Vilisca din statul Lova a fost zdruncinat de o crimă oribilă. O familie întreagă a fost ucisă în mod sălbatic cu un topor. Criminalul nu a fost prins niciodată, dar identitatea sa a aprins mințile localnicilor. Investigatorii de fenomene paranormale susțin că au numeroase dovezi care indică faptul că locuința care s-a petrecut crima ar fi bântuită de un spirit rău. Pentru prețul de $428 pe noapte, poți dormi în camerele în care s-a petrecut teribila crimă. 9. Villa Pitoc din Oregon. Villa Pitoc este situată în Portland, Oregon și este o construcție în stil renascentist cu 22 de camere. Datorită poveștilor care au circulat de-a lungul timpului și a înfățișării acesteia, aici au fost realizate câteva filme horror, iar echipele au povestit că au asistat la materializări ciudate. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău. Cei mai mulți spun că una dintre prezențele misterioase care își fac apariția la vilă lasă un miros plăcut de trandafiri. 8. Hotelul Cismigiu din București. Construită în 1912, clădirea istorică de pe bulevardul Regina Elisabeta a primit inițial numele de Palace Hotel. După naționalizare, clădirea a primit numele actual după parcul aflat în apropiere. Numeroși ani la rând a fost lăsat în paragină, iar la începutul anilor 1990 a fost transformat în cămin pentru studenții Academiei de Teatru și Film. Legendele urbane spun că în această perioadă o tânără studentă și-a pierdut viața după ce a căzut în casa liftului. Tânăra a murit pe loc, însă nimeni nu i-a venit în ajutor. Se spune că studenta ar fi fost violată și bătută înainte de a fi aruncată în casa liftului. Foarte mulți oameni cred că spiritul ei bântuie clădirea transformată acum în hotel de 4 stele. 7. Hotelul Cecil din Los Angeles. Numele hotelului Cecil a fost schimbat de nenumărate ori deoarece turiștii locoleau din cauza lucrurilor stranii care se petreceau. În hotel au avut loc 3 crime, precum și numeroase sinucideri. Cel mai cunoscut caz este moartea Elisei, care a fost găsită în rezervorul de apă al hotelului, după ce oaspeții s-au plâns că apa are un gust bizar. 6. Turnul Londrei. Turnul din Londra este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din lume, dar și unul dintre cele mai bântuite. Numărul mare de execuții care au avut loc aici servesc fenomenelor paranormale. Una dintre povești este cea a unui gardian care, într-o noapte de iarnă, în 1957, era deranjat de ceva care lovea chioșcul în care stătea. Când a ieșit să vadă despre ce este vorba, a văzut o siluetă albă în vârful turnului. 5. Castelul Franklin din Ohio. La o primă impresie, castelul îți provoacă un sentiment de neliniște. Pasajele ascunse i-au adus reputația de cea mai bântuită casă din Ohio. Potrivit zvonurilor, s-ar auzi plânsete de copii, voci care se ceartă când casa este complet goală, iar candelabrele s-ar învârti singure. Cei care au noptat aici povestesc cum diferite fețe umane se materializează în obiectele de mobilier de lemn, iar într-una dintre camere apare mereu o pată de sânge. De asemenea, la una dintre ferestrele castelului își face apariția o femeie misterioasă îmbrăcată în negru. Printre lucrurile care i-au îngrozit vizitatorii se numără și o cameră misterioasă, unde temperatura este cu 10 grade mai scăzută decât în restul casei. Se pare că în anul 1970 a fost descoperit o grămadă de schelete de copii aici. Cei care au deținut casa au pierit în condiții inexplicabile.
catacombele din Paris, Franța. Cine s-ar fi gândit că sub frumoasa capitală a Franței se află aproximativ 280 de kilometri de tuneluri ce adăpostesc un imens cimitir? Aceste tuneluri au fost create când mai multe cimitiri au fost distruse pentru a se putea extinde orașul. Multe grupuri de turiști au povestit că au simțit energie extrem de ciudate în timpul vizitelor în catacombe, că s-au simțit urmăriți sau chiar că au văzut fantome. În plus, mai multe persoane care s-au aventurat în tunel au dispărut fără urmă. 3. Conacul de pe râul Precista, România. Și-a căpătat numele de Casa Răului în timpul comunismului, a servit ca centru de propagandă, în beci fiind închiși cei care se opuneau regimului. În 1990, fabrica a fost preluată de un investitor, iar conacul din curte a fost reabilitat pentru angajații fabricii. De atunci a apărut și legenda că ar fi bântuit. Dacă pe timp de zi pare o casă obișnuită, la lăsarea serii se transformă într-o poartă spre altă lume. Potrivit relatărilor, noaptea se aud tot felul de pași și alte lucruri sinistre, iar anumite zone devin extrem de reci. 2. Sanatoriul Beverly Hills din Kentucky. Beverly Hills a servit drept spital pentru bolnavii de tuberculoză atunci când boala era cel mai răspândită. Mai bine de 63.000 de oameni au murit aici, iar moartea unora s-a datorat malpraxisului și a experimentelor făcute pe pacienți. Sanatoriul a apărut și într-o emisiune americană, unde o cameră video pe bază de senzori de căldură a surprins o siluetă, țipete, voci și pași. 1. Străvechiul Rem Inn din Anglia. Se spune că Hanul Rem este cea mai bântuită casă din Anglia. Această clădire se pare că a găzduit sacrificări ale unor copii pentru preaslăvirea diavolului. Și prin urmare, spiritele bântuie casa chiar și acum. Se pare că mai mulți oaspeți au plecat dintr-o dată noaptea, iar actualul proprietar a fost târât din pat și a găsit pumnale și scheletele a doi copii sub parchet. Dacă ți-a plăcut videoclipul și vrei să mă susții în continuare, lasă un like și un subscribe și vizionează acest videoclip cu alte legende urbane din România. Spune-mi dacă vrei să fac și partea a doua.